Primăria Constanța anunța faptul că pune în dezbatere pentru consultare publică determinarea valorii estimate a proiectului achiziție cabine pază. Municipalitatea intenționează să achiziționeze 20 de astfel de cabine și solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea fără TVA pentru acestea. Propunerile pot fi transmise până joi 16 noiembrie. Cabinele care vor fi destinate agenților de pază vor trebui să respecte următoarele caracteristici. Dimensiuni, lungimea de 1,5 metri, lățimea de 1,5 metri și înălțimea de 2,4 metri. Fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, având la interior spumă poliuretanică rigidă în măsură să asigure o bună izolație termică și fonică. Tâmplăria va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4 mm. Podeaua va fi realizată din pal hidro și ignifugat, protejată cu un strat de poliester fixată pe cadru metalic. Instalația electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranțe, 25, 16, 10 amperi, întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivație, corp neon, neon de 20 de wați, priză de pământ, protecție la supradimensiuni și protecție diferențială. Se va asigura o masă cu sertar și un scaun de birou.